Ne aflăm în poligonul de tragere temporar Prislop, situat în masivul Leauta, pentru a executa o ședință cu mitraliere de pe tehnica de luptă. Scopul acestei activități este perfecționarea deprinderilor militarilor în a executa trageri cu această categorie de armament. Militari din cadrul batalionului 30 Vânători de Munte Dragoslavele din Câmpul Lung se pregătesc pentru o nouă misiune în teatrul de operații din Afganistan. Cei aproximativ 400 de militari din cadrul batalionului vor pleca în teatrul de operații din Afganistan în prima perioadă a anului 2018 și vor acționa în cadrul misiunii NATO Resolute Support. De luna aceasta au început pregătirile militarilor. Pentru început, aceștia se vor familiariza cu situația politico-militară actuală a Afganistanului, factorii de risc la adresa mediului de securitate, procedurile standard de operare NATO, prevederile normelor de drept internațional umanitar și regulile de angajare specifice. Următoarele etape de pregătire se vor derula progresiv atât la nivel de microstructură, cât și de structură și se vor încheia cu un exercițiu complex de repetare a misiunii care se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită, GETICA din Cincu. La sfârșitul perioadei de pregătire, batalionul Protecție a Forței va fi gata să acționeze în cadrul misiunii NATO Resolute Support pentru îndeplinirea misiunilor și sarcinilor specifice, având convingerea că perioada pregătirii pentru misiune este un prilej foarte bun pentru perfecționarea deprinderilor și realizarea coeziunii necesare în deplinirii misiunilor din teatrul de operații din Afganistan. De-a lungul anilor, Unitatea de Vânători de Munte a dovedit că este o înaltă școală de pregătire militară, de călire fizică și psihică pentru militarii din trupele cu această specialitate, astfel că militarii care se instruiesc în această unitate de elită pot face față oricăror solicitări și pot îndeplini misiuni dintre cele mai complexe.